Stimate domnule rector, onorat auditoriu, domnul ministru profesor dr. Sorin Mihai Câmpianu regretă faptul că nu poate fi astăzi alături de dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât și-a dorit să ia parte la acest ceas aniversar, când institutul dumneavoastră sărbătorește 100 de ani, dar se află chiar la această oră într-o deplasare cu premierul. Sunt onorat să-l reprezint și să fiu astăzi aici și vă cer permisiunea de a da citire mesajului ministrului Educației. Institutului Teologic Baptist din București, la aniversarea a 100 de ani de existență, 1921-2021. Stimatele domnule rector, profesor dr. Daniel Mariș, stimate comunitate academică, îmi face o deosebită onoare să vă adresez la acest aniversar felicitările și urările de la mulți ani cu ocazia centenarului Institutului Teologic Baptist din București. Instituția cărei istorie îndelungată astăzi o celebrăm a avut un rol important pentru mișcarea protestant-evanghelică din țara noastră, contribuind la dezvoltarea culturală și religioasă a țării, precum și la creșterea nivelului învățământului teologic din România. Prima instituție de învățământ teologic baptist își are originele în Seminarul Teologic Baptist înființat la Buteni în anul 1921. A pornit ca urmare a unei inițiative începute în anul 1919, după Marea Unire, un moment de cotitură în dezvoltarea României ca stat unitar. În entuziasmul acelor ani de după Unire, grupul de inițiativă ce a contribuit la înființarea Seminarului Teologic Baptist a avut parte de pregătire în instituțiile existente în străinătate, atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. Ulterior, activitatea de la Buteni și Arad s-a mutat la București în anul 1924. După Revoluția din 1989, Seminarul Teologic Baptist a devenit de nivel universitar și activează în forma actuală a Institutului Teologic Baptist cu programe de licență, cursuri de zi și de studii la distanță. Astfel, Institutul Teologic Baptist, alături de toate instituțiile de învățământ teologic din rândul cultelor evanghelice, în toată istoria existenței sale, a fost o parte dintr-o strânsă colaborare cu celelalte culte religioase din România. Ne bucurăm ca la acest moment de aniversare a 100 de ani de existență să apreciem calitatea activității educaționale, comunitatea academică, dinamica și orientarea inovativă în învățământul teologic baptist. Vivat, crescat, floreat, Institutul Teologic Baptist. Sorin Mihai Câmpianu, ministru. Vă mulțumesc!